românești. Doamna Wanda Sachelage, pe care s-o aplaudăm. În calitate de gazdă, am rostit doar aceste cuvinte și permite să dau cuvântul domnului Colonaș pentru a vă spune și alte lucruri. Doamnă Mioara Mantale, prefectul Capitalei, domnule profesor dr. Regneală, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că onorați prezența dumneavoastră și mulțumesc tuturor celor de față. Mulți dintre cei de aici au urmărit într-o oarecare măsură destul de aproape evoluția acestei expoziții. Și suntem foarte încântați că astăzi suntem cu toți împreună. Eu n-am să vă vorbesc prea mult despre această expoziție. Ați văzut-o și ea grăiește de la sine. Am și scris câteva rânduri într-un foarte modest catalog, o schiță de portret a Wandei Sachelage Vladimirescu. Când am pornit să facem această expoziție, acum 2 ani, am gândit-o în tot acest timp. Sigur, n-am știut dacă putem să o realizăm. Am plănuit să facem o expoziție omagială cu concursul colecționarilor, câțiva colecționari vechi sau mai puțin vechi din preajma doamnei Wanda Sachelage, Vladimirescu. Am hotărât ca numele colecționarilor să nu fie cunoscut, pentru că important este artista și nu colecționarii. Și am reușit, prin bunăvoința Bibliotecii Centrale Universitare, să facem această expoziție. Când am venit la prima dată aici ca să supun atenției conducerii, a fost o ușoară nedumerire. Dom'le, vine un domn care nu este nici artist, nu este nici critic și nici măcar expert. Și vrea să facă o expoziție. Era normal. Dar am reușit să lămuresc și pe cei din conducere, că și-au dat seama că sunt foarte bine intenționat. Și se pare că nu le-am făcut necazuri, ci doar probabil o să fie niște necazuri, o să sune telefonul sau o să fie deranjați în plus în activitatea dumnealor de oameni care se vor interesa de această expoziție. Este și o probă a faptului că un colecționar sau mai mulți colecționari pot face o expoziție și pot suplini niște lipsuri pe care instituțiile oficiale nu au timpul necesar să le facă. Aceste manifestări expoziționale ale colecționarilor cred că vor fi din ce în ce mai dese în viitor. Și sperăm să avem o mână bună în acest sens. E pentru mine și pentru cei care expun aici și cred că și pentru dumneavoastră toți, faptul că Prefectul Capitalei onorează cu prezența o expoziție a unui mare artiste, prefectul fiind un om foarte tânăr, este un conducerea Capitalei sau din conducerea Guvernului, care vor ști că trebuie să se apropie de artiști. Artiștii sunt nu numai un capital excepțional din toate punctele de vedere, dar oferă și satisfacții care pot să ne facă să uităm de anumite greutăți ale vieții și de anumite neajunsuri. În legătură cu doamna Wanda Sachelage Vladimirescu, un om care pictează de 75 de ani, pot să vă spun 3-4 lucruri, nu foarte, zic eu, mie mi se par normale. Eu sunt în preajma, am un beneficiu imens că sunt în preajma doamnei Sachelage, așa cum am fost și în preajma altor mari artiști, Florin Niculiu, Ion Pacea, Ion Gurgiu, Iliescu Călinești. Și acest lucru este un mare avantaj pentru un om și consider că este o mare bogăție pentru cineva care poate să fie primit în atelier, să poată urmări actul de creație, să
sau poate urmări niște etape ale actului de creație și a sta față în față cu cel care creează o operă de artă. Expoziția aceasta nu este o retrospectivă. Este o expoziție omagială în care noi am căutat să aducem câteva lucrări de bună calitate, de excepțională calitate, ale doamnei Magda Zachirare, din diverse perioade. Nu am putut aduce niște vitralii, din păcate. Doamna Magda Zachirare a făcut și vitraliu. A făcut și puțin metal, lucrare metal, nu a făcut sculptură. A făcut gravuri, a făcut pictură, a făcut frescă. Din păcate, nici frescă nu a putut fi adusă aici în Moscova. Cred că expoziția